Cetățile de scăpare, un concept bogat în învățăminte. Vom citi din Numeri, capitolul 35, de la 10 la 15 și apoi de la 22 la 29. Vorbește copilor lui Israel și spune-le: când veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului, să vă alegeți niște cetăți care să vă fie cetăți de scăpare, unde să poată scăpa ucigașul care va omorâ pe cineva fără voie. Aceste cetăți să vă slujească drept cetăți de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui, pentru ca ucigașul să nu fie omorât înainte de a se înfățișa în fața adunării ca să fie judecat. Din cetățile pe care le veți da, 6 să vă fie cetăți de scăpare. Să dați 3 cetăți dincoace de Iordan și 3 cetăți în țara Canaanului. Acestea să vă fie cetăți de scăpare. Aceste 6 cetăți să fie cetăți de scăpare pentru copiii lui Israel, pentru străin și pentru cel ce locuiește în mijlocul vostru. Acolo va putea să scape orice om care va ucide pe cineva fără voie. Dar dacă un om împinge pe aproapele lui fără veste și nu din vrăjmășie, sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pândit, sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o piatră care poate pricinui moartea și moare, fără să-l urască și fără să caute să-i facă rău, iată legile după care va judeca adunarea între cel ce l-a lovit și răzbunătorul sângelui. Adunarea va izbăvi pe ucigaș din mâna răzbunătorului sângelui și îl va face să se întoarcă în cetatea de scăpare unde fugise, să locuiască acolo până la moartea marelui preot care este uns cu un de lemn sfânt. Dacă ucigașul iese din hotarul cetății de scăpare unde fugise și dacă răzbunătorul sângelui îl întâlnește afară din hotarul cetății de scăpare și ucide pe ucigaș, nu va fi vinovat de omor. Căci ucigașul trebuia să locuiască în cetatea lui de scăpare până la moartea marelui preot și după moartea marelui preot putea să se întoarcă la moșia lui. Iată poruncile de drept pentru voi și pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Conceptul cetăților de scăpare este un concept bogat în învățăminte. Fără să intrăm în detaliile istoriei hermeneuticii biblice, din pricina dorinței de a ne apropia de acest pasaj bogat în înțelesuri, aș dori să amintesc doar variantele istorice de interpretare ale textului biblic. Școala din Alexandria, cu Origen ca și figură proeminentă, propunea 3 sensuri de interpretare a textului Sfintei Scripturi. Ei vorbeau de interpretarea literală sau istorică, de interpretarea spirituală, adică ce adevăruri spirituale comunică textul, și interpretarea morală, ce învățături pentru viață se pot scoate din text. Ioan Casian, plecând de la varianta lui Origen, în timp ce menține primul sens de interpretare al textului, sensul literal sau istoric, propune împărțirea sensului spiritual în alte 3 tipuri de interpretare. Și îl propune o interpretare alegorică sau tipologică, o interpretare tropologică sau morală și anagogică sau escatologică. Ioan Casian strânge la oaltă aceste 4 tipuri, 4 sensuri, 4 modalități de interpretare a textului Sfintei Scripturi în ceea ce numește el quadriga, adică carul roman tras de 4 cai. Sensul literal, sensul alegoric, sensul tropologic și sensul de interpretare anagogic a oricărui text biblic. Interpretarea literală nu face altceva decât să ia învățăturile din text exact așa cum sunt scrise. Interpretarea tropologică sau morală caută morala povestirii, lecțiile de viață ce rezultă din conținutul și structura pasajului. Interpretarea alegorică sau tipologică are de-a face cu simbolurile. Alegoria este un cuvânt latin care înseamnă vorbire ascunsă sau figurativă. Această metodă hermeneutică transferă înțelesul imediat într-unul cu bătaie lungă, conectează povestirile Vechiului Testament cu evenimente și învățături nou-testamentale. Interpretarea alegorică pleacă de la premisa că toate evenimentele vechi-testamentale nu fac altceva decât prefigurează viața și lucrarea lui Iisus Hristos. Ca de exemplu, Adam
este o icoană preînchipuitoare a celui ce urma să vină, ne spune Pavel în Roman 5:14. Corabia lui Noe, mântuirea prin botezul cu apă, ne spune 1 Petru capitolul 3. Sau îl auzim pe Pavel interpretând alegoric textul din lege, să nu legi gura boului când trăieră grâul. Și Pavel spune, nu pe boi îi are Dumnezeu în vedere aici. Observați o interpretare alegorică a unui text vechi testamental. Sau Iona în burta peștelui, moartea și îngroparea lui Isus. Isus folosește această întâmplare cu Iona ca să-și o aplice sieși. Și exemplele ar putea continua. Aceasta este interpretarea alegorică. Apoi, a patra interpretare este interpretarea anagogică. Aceasta are de-a face cu vremea sfârșitului, cu evenimentele viitoare ale lumii, judecata, raiul, iadul. Orice eveniment, orice text scriptural are de-a face cu acest sfârșit al vremurilor. Aceasta se numește o interpretare anagogică. Haideți să ne apropiem de conceptul cetăților de scăpare și să ne apropiem de el folosindu-ne de o interpretare istorico-tropologică. Haideți să intrăm în text. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilor lui Israel și spune-le, când veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului, să vă alegeți niște cetăți care să vă fie cetăți de scăpare, unde să poate scăpa ucigașul care va omorâ pe cineva fără voie. O primă observație pe text ar fi faptul că legea cetăților de scăpare a fost oferită și asigurată de Dumnezeu însuși. Nu omul a venit cu ideea acestui sistem de cetăți de scăpare. Această noțiune s-a născut în inima lui Dumnezeu. Care este relevanța unei astfel de observații? Ea este mare. Dumnezeu este preocupat de binele copiilor săi. El își manifestă bunătatea, protecția și grija pentru ai lui. Dumnezeu este activ implicat în viața copiilor săi și a comunității sale. Este un prim adevăr pe care îl putem găsi aici, în faptul că Dumnezeu are ideea cetăților de scăpare. Aplicația pentru noi? Nu dispera. Dumnezeu nu s-a pensionat. El este activ în istorie, are inițiativă, conduce lumea, știe prin ce treci și nu stă nepăsător. Chiar dacă pe moment ai impresia că drumurile ți s-au blocat, ți s-au înfundat, nu-ți pierde nădejdea. Nu desconsidera acest adevăr. Altfel vei ceda sentimentelor tale de disperare și vei face greșeli costisitoare. Așa cum Dumnezeu s-a gândit atunci să poarte de grijă lor lui, cei care accidental au omorât pe cineva. Dumnezeu continuă să poartă de grijă de ai lui. O a doua observație pe textul nostru ar putea avea a face cu principiul pietrelor de aducere aminte. Și anume, cetățile de scăpare slujeau drept amintire a condiției umane. Când știai că sunt acolo, la o cale de o zi de mers, când treceai pe lângă ele în călătoriile tale și le vedeai, mai ales că erau însemnate, puteai să-ți amintești de condiția umană. Pericolul greșelilor măpaște. Accidentele nu le pot controla. Dar dacă greșesc fără voie, aici este locul meu de scăpare. Textul nostru continuă. Aceste cetăți să vă slujească drept cetăți de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui, pentru ca ucigașul să nu fie omorât înainte de a se înfățișa în fața adunării ca să fie judecat. Dintr-o simplă citire putem vedea că cetățile de scăpare constituiau un adăpost pentru acela care a omorât pe aproapele său fără voie, accidental. Oare ce învățături putem scoate din această porțiune a orânduirilor cerute de Dumnezeu? Ce valențe morale și spirituale se pot extrage din ele? Unul foarte clar, omuciderea este un păcat foarte grav. Pedeapsa generică pentru omor este moartea. Conform textului din Genesa, capitolul 9, versetul 6, vărsarea sângelui nevinovat produce o perturbare în univers, o perturbare pe care Dumnezeu însuși se obligă să o rezolve. Citim din Genesa 9, versetul 5. Voi cere înapoi sângele vieților voastre, îl voi cere înapoi de la orice dobitoc și voi cere înapoi viața omului din mâna omului, din mâna oricărui om care este fratele lui. Dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui.
Conform acestui text, singura posibilitate de a rezolva perturbarea produsă de vărsarea de sânge, de moarte, de omorârea cuiva, este să se plătească cu viață pentru viață. Deoarece porunca din Genesa capitolul 9 se leagă direct de actul creației omului, creatura care poartă chipul lui Dumnezeu, porunca din Genesa capitolul 9 se aplică în toate cazurile de omucidere. Abia legea dată prin Moise face distincție între o crimă premeditată și una nepremeditată. În cazul crimei premeditate, cel vinovat trebuia smuls chiar și de la altarul lui Dumnezeu, pentru ca porunca din Genesa 9 să fie împlinită prin omorârea lui. Viață pentru viață. Numai că Dumnezeu, în grija lui, vine și oferă cetatea de scăpare pentru omorul accidental. Cetatea de scăpare era menită să-l ocrotească pe cel vinovat de crimă nepremeditată. Dacă se folosește de soluția cetății. Dacă ucigașul ajuns în cetatea de scăpare era declarat nevinovat de omor cu voia de către un complet de judecată, făptașul trebuia să rămână în cetate până la moartea marelui preot. Abia după moartea marelui preot, viața era plătită cu viața și făptașul era liber să se întoarcă la moștenirea lui. Prin moartea marelui preot, asupra căruia se puneau păcatele, se ispășea pentru moartea celui omorât accidental. Răzbunătorul sângelui nu avea dreptul să-l lovească pe făptaș în interiorul cetății, în zona mântuitoare. Iar acesta nu avea voie să iasă în afara cetății. Dacă ar fi părăsit cetatea, răzbunătorul sângelui, dacă îl găsea, avea dreptul să-l omoare, fără ca să încalce legea sau să se încarce cu vinovăție. Dacă însă răzbunătorul sângelui, ruda cea mai apropiată, l-ar fi ucis pe ucigașul fără premeditare în perimetrul cetății de scăpare, atunci răzbunătorul sângelui trebuia să plătească cu viața. Și atunci, care ar fi învățătura din aceste prime observații? Cetățile de refugiu sunt o măsură de har oferită de Dumnezeu. Ele rezolvă dreptatea lui Dumnezeu în favoarea iubirii sale. Dreptatea lui Dumnezeu se aliniază înapoi a milei, a bunătății, a iubirii sale. Dumnezeu, în alte cuvinte, mai acordă o șansă. El nu este grabnic la mânie, grabnic la pedeapsă. Dumnezeu se autocontrolează, își înfrânează dreptatea. Dumnezeu mai acordă timp. Dumnezeu ne acordă timp. Ca un avocat priceput, care cunoaște toată legislația caracterului său, motivat de iubirea ce o poartă, caută să ofere scăpare omului. Dar aceasta, fără a numi răul bine sau binele rău. Dumnezeu se uită la ansamblul situației, ține cont de circumstanțele atenuante, fără a numi fapta rea bună și găsește o formă de scăpare sau de mântuire. Cred că învățătura principală din acest concept al cetăților de scăpare are de-a face cu măreția inimii lui Dumnezeu. Și am putea o formula așa. Iubirea lui Dumnezeu întotdeauna face mai întâi un pas înaintea dreptății sale. Iubirea și dreptatea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu întotdeauna mai întâi face un pas înaintea dreptății sale. El nu-și sufocă dreptatea, ea este încă aici, dar și-o înfrânează. Și o aliniază în spatele iubirii sale ca să reușim să ajungem la cetatea de scăpare, ca să putem intra sub aripile lui. Dar trebuie să fugim acolo. Nu putem zăbovi pe drum, pentru că răzbunătorul sângelui ne poate omorî pe drum. Are dreptul să ne omoare dacă ne prinde afară din cetatea de refugiu, de scăpare, de mântuire. Iubirea lui Dumnezeu întotdeauna face mai întâi un pas
înaintea dreptății sale. Iubirea lui Dumnezeu, tu nu trebuie să-i o câștigi, o ai. Și din moment ce o ai, nu o poți pierde. Bunătatea ta nu poate câștiga iubirea lui Dumnezeu și nici răutatea ta nu o poate anula. Tu o ai, iubirea lui o ai. Aplicația pentru noi? Te afli într-o situație dificilă, într-o circumstanță grea? Ai făcut o greșeală, un rău, un păcat? Consecințele te urmăresc? Răzbunătorul sângelui este pe tine? Nu uita! Deși răul făcut este rău și Dumnezeu nu-l va numi bine, vei suporta consecințe. Iubirea lui face un pas înaintea dreptății sale ca să te scape. El nu este grabnic la pedeapsă, știe din ce suntem făcuți. Există soluție la păcatul tău. Există o cetate de scăpare pentru tine. Refugiază-te acolo cât mai repede. Vorbind de această milă a lui Dumnezeu, explicațiile date în versetele 30 și 32 completează tabloul. Dacă un om omoară pe cineva, ucigașul să fie omorât pe mărturia martorilor. Un singur martor nu va fi îndeajuns ca să fie osândit cineva la moarte. În alte cuvinte, nu se permite mărturia unui singur martor ca să asigure protecția omului în fața posibilelor abuzuri. Pentru că știm foarte bine, inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Aplicația pentru noi? Dumnezeu este preocupat de dreptate, să nu îndrăznim, să o călcăm în picioare, în relațiile cu cei din jur. Atenție la judecata altora. Atenție la judecarea altora. Așa de ușor ajungem să etichetăm fără a avea mărturia a mai mult de un singur martor. Să nu ascultăm doar un martor care depune mărturie împotriva cuiva. Oare acest adevăr are ceva de comunicat unora dintre noi astăzi? Oare Duhul lui Dumnezeu vrea să vorbească cuiva dintre noi? Este cineva grabnic la judecată și osândire bazat pe o singură mărturie? Să nu primiți răscumpărare pentru viața unui ucigaș vinovat de moarte. Continuă textul, versetele 29 la 32 din numărul 35. Ci să fie pedepsit cu moartea. Să nu primiți răscumpărare pentru cel ce trebuie să fugă în cetatea lui de scăpare ca să se întoarcă să locuiască în țară până la moartea preotului. Dacă mărturia este legală și întemeiată și se hotărăște condamnarea la moarte a celui care a omorât cu premeditare, răscumpărarea era imposibilă, ne spune textul, și pedeapsa trebuia executată. Dar textul continuă cu celălalt aspect. Dacă omorul este fără premeditare, nu se permite răscumpărarea celui vinovat de omor fără voie, pentru că Dumnezeu nu numește răul bine și binele rău. El nu anulează păcatul pur și simplu, ci cineva trebuie să plătească pentru el. Așa că chiar și acela vinovat de omor fără premeditare trebuia să plătească prețul omorului, să stea o viață întreagă până la moartea marelui preot în cetatea de scăpare. În afara ei era în pericol. Păcatele nu se rezolvă prin despăgubiri în bani. Nu se accepta răscumpărarea ca să poată ieși de acolo să stea liber. Păcatele nu se rezolvă prin despăgubiri în bani. Eliberarea de consecințele păcatului nu ți-o poți cumpăra. Nu căuta să-ți acoperi păcatul cu lucruri de altă natură. Ar putea fi o lecție pentru noi. Și după lege, spune Evrei 9:22, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Aplicația pentru noi? O fi cineva prezent căruia Duhul Sfânt dorește să-i transmită această aplicație a textului? Și anume, nu căuta să-ți acoperi păcatul cu lucruri de altă natură. Nu oferi compensații de altă substanță decât cea a păcatului. Păcatul este de natură spirituală. Soluția trebuie să fie de aceeași natură.
Păcatul ți-l poate ierta numai Dumnezeu, după sistemul spiritual stabilit de El. Nu încerca să îi cumperi iertarea cu diferite lucruri, cu diferite despăgubiri, dărnicie, fapte bune, cuvinte de laudă, rugăciune, un comportament pios și așa mai departe. Păcatul se iartă în termenii lui Dumnezeu. Nu încerca să-ți acoperi păcatul cu lucruri de altă natură. Nu oferi compensații de altă natură pentru păcatul tău. Revenim la versetul 13. Din cetățile pe care le veți da, 6 să vă fie cetăți de scăpare. Să dați 3 cetăți din coace de Iordan și 3 cetăți în țara Canaanului. Acestea să vă fie cetăți de scăpare. Aceste 6 cetăți să fie cetăți de scăpare pentru copiii lui Israel, pentru străin și pentru cel ce locuiește în mijlocul vostru. Acolo va putea să scape orice om care va ucide pe cineva fără voie. 6 cetăți. Însăși, așezarea cetăților poartă învățătură morală pentru noi. Cetățile trebuiau împărțite pe teritoriile de dincoace și de dincolo de Iordan, în așa fel încât cel în cauză, cel vinovat de omor fără voie, să poată să ajungă cu ușurință la una din ele, la cea mai apropiată. Și iată aici câteva învățături pentru noi. Cetățile erau, în alte cuvinte, accesibile tuturor. Ele erau relativ uniform răspândite, cale de o zi de mers, din orice punct te-ai afla. Harta cu cele 6 cetăți de scăpare. O puteți vedea. Cercurile reprezintă distanța care putea fi cu ușurință parcursă într-o zi. Ucigașul alerga la cea mai apropiată cetate de scăpare. Ajuns la porțile ei, bătrânii cetății îi ascultau mărturia, după care îl țineau în cetate până la judecată. Judecata se făcea înaintea întregii adunări și decizia cădea în sarcina marelui preot. Cetățile erau accesibile tuturor, erau uniform răspândite, astfel încât să poți ajunge într-o zi să scapi. Apoi, cetățile erau la vedere. Toate erau așezate pe un deal, pe un munte, pe o ridicătură de teren. Erau zidite din piatră albă de calcar care strălucea în bătaia soarelui. Chiar și noaptea, la lumina lunii, erau vizibile de la distanță. Apoi, cetățile acestea, accesibile tuturor, aveau asigurate drumuri de acces prin lege. Singura lege din toată Scriptura pentru construcția de drumuri o găsim în Deuteronom 19, versetele 3 și 4. Ascultați! Dumnezeu vorbește! Dumnezeu dă legea aceasta! Citez din Scriptură. Să faci drumuri și să împarți în 3 părți ținutul țării pe care ți-o va da ca moștenire Domnul Dumnezeul tău. Și ascultați! Să faci așa pentru ca orice ucigaș să poată fugi în cetățile acestea. Legea aceasta să fie pentru ucigașul care va fugi acolo ca să scape viața când va omorâ fără voie pe aproapele său, fără să fi fost vrăjmaș mai înainte. Dumnezeu în mila Lui, iubirea Lui care face un pas înaintea dreptății Lui, poruncește niște drumuri speciale care să ușureze fuga ucigașului fără voie. Drumurile erau reglementate prin semne. Direcția către cetatea de scăpare era arătată prin semne de circulație. Erau semne pe care scria Miclat. Miclat înseamnă refugiu. Drumul spre cetatea de refugiu nu putea fi confundat. Tradiția iudaică mai afirmă că drumurile nu aveau voie să fie obstrucționate, trebuiau eliberate imediat în caz de ceva. Porțile nu erau închise nici ziua, nici noaptea, în afara cazurilor de invazie. Am văzut că cetățile erau accesibile tuturor. Un alt adevăr pentru noi, cetățile erau disponibile tuturor. Versetul 15. Dumnezeu nu face excepții. Nu caută la fața omului, nu tratează cu măsuri diferite oamenii. Scăparea era oferită tuturor, mântuirea este oferită tuturor. Atât străinul cât și cel care locuiește în țară cu tine, spune textul citit. Aplicația pentru noi.
Te gândești cumva că ție nu ți se aplică oferta lui Dumnezeu? Că tu nu ai acces înspre cetatea de scăpare? Că ai făcut prea multe păcate și prea urâte ca să mai ai vreo șansă de iertare? Această gândire îți este indusă de cel rău, nu de Dumnezeu? Crezi că crimele tale fără voie, adică din neștiință, izvorâte din faptul că aveai un alt standard de valori, că aparțineai unei alte împărății, nu pot fi acoperite de cetatea de scăpare? Te înșeli. Singura crimă care nu poate fi acoperită de cetatea de scăpare este cea premeditată, adică refuzul soluției lui Dumnezeu, adică refuzul de a căuta refugiu în cetate, în Hristos. Nu te lăsa înșelat de cel rău. Cetățile de scăpare sunt disponibile tuturor. Doar cei care le refuză, doar cei care refuză să se folosească de ele, vor fi omorâți de răzbunătorul sângelui. Să nu uităm, Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele lui cele veșnice este un loc de scăpare.